Domnule Romila, o viață de fotbalist, cum vă simțiți? Deci mulțumesc pentru felicitări, nu mă așteptam, este o surpriză plăcută. Deci, într-adevăr, o viață de fotbalist, deci sunt de la 14 ani, într-adevăr, o viață de fotbalist de sport. Este o viață foarte frumoasă, cu bucurii și cu necazuri, dar bucuriile au fost mai multe. Aveți și cu ce vă lăuda, chiar dacă modestia vă caracterizează? Da, deci am reușit de-a lungul anilor să-mi îndeplinesc aproape toate visurile. Deci când am început fotbalul organizat la 13-14 ani, vreau să ajung ca idolul meu era Beckenbauer, n-am ajuns la nivelul lui, dar totuși am ajuns la un nivel unde mi-am pus eu un țel de mic copil. Deci este un lucru extraordinar și la ora actuală este destul de bine. Vă amintiți prima zi pe un teren de fotbal, primul antrenor? Deci prima zi a fost prin 63-64, unde am jucat, eram la școala generală 21 în Cantemir și am venit domnul Constantin Laurențiu, era un joc între cartiere, cum se juca atunci, și ne-a văzut și m-a chemat la Politehnica. Am jucat în deschidere la Politehnica, jucau cu Universitatea Cluj, am dat două goluri și domnul profesor Constantin m-a luat la grupa de la Politehnica. De atunci sunt în continuu numai la Politehnica. Atunci s-a îndeplinit primul vis al dumneavoastră. Da, să joc la Politehnica, dar mai ales pe toată nu din Copou. Ce colegi aveați atunci? Atunci aveam colegi pe Romica Caratașu, pe Vasiliu, pe din generația aia, pe Vasile Iordache puțin mai târziu, Sofian puțin mai târziu. Deci eram în cartierul Cantemir a dat vreo 6 jucători de divizia, pe Naste, pe mine, pe Iordache, pe Sofian. Deci jucam tot timpul fotbal, erau la stadiul de recuperare, era teren liber, un maidan, cum se spunea pe timpuri, și jucam fotbal 3-4 ori pe zi fotbal. Și așa ați ajuns să faceți performanță, așa ați ajuns la prima echipă a Politehnicii. Vă amintiți debutul în prima echipă, debutul echipa mare? Politehnica l-am avut, era domnul Mordărescu antrenor și am debutat la Constanța, unde fundaș central, unde atacul Constanța, dacă mi-aduc bine aminte, Calo, Oprea, și în stânga era Tufan, deci extraordinar de mari jucători și noi eram cu Ianul, cu Stoicescu, echipă foarte, Cooperman, Costică Moldoveanu, dar emoțiile și astea la pauze, domnul Mordes m-a schimbat și am făcut 2-2. Un rezultat destul de bun pentru noi atunci, Acfaru era echipă foarte bună. Când v-ați consolidat poziția de titular în 11-le Politehnicii Iași? Deci mi-am consolidat poziția de titular când domnul Mordărescu a făcut... Am avut, cred că, și șansă, fiindcă copilul lui Mircea a jucat mijlocaș central, el a dat drumul la mijlocaș. Și atunci, fiind eu cu Simionaș, cu băiatul lui, cu Mircea, cu Golea, că am început să joc. Dar am început să joc după ce am retrogradat cu Politehnica din divizia A. După aia a venit domnul Constantin, am intrat în divizia B, după am intrat în divizia A și de atunci titular până în 84. Care a fost cea mai frumoasă perioadă la Poli? Cea mai frumoasă perioadă a fost un tur de campionat unde am fost pe locul 3 și în retur eram să retrogradăm. Deci cât am avut ceva condiții materiale, ne mobilizam foarte bine, după aia în retur nu mai fost posibilități, cum este și la ora actuală în Iași. În Iași este foarte greu, fără bază materială și fără, eu știu, remunerare ca lumea, este foarte greu să faci fotbal de performanță. Cum ați primit prima convocare la națională? Prima convocare am primit-o, era domnul Drăgușin alături de tineret, eram la Politehnica și m-a chemat. Bine, atunci erau loturile formate numai din Steaua și Dinamo, că nu mai dau ceva jucători la Craiova. Dar am jucat cu Uniunea Sovietică la Galați, un meci extraordinar, i-am bătut pe ruși 2-0. De acolo m-a luat în Scoția, unde semna preliminar campionatul european și după aia am rămas la echipa națională. Și ați jucat 19 meciuri la prima reprezentativă. Deci am jucat 19 meciuri la prima reprezentativă, dar la foarte multe am fost rezervă. Fiindcă fiind la un club mic cum era Politehnica, era foarte greu. Atunci era linia de mijloc, puteai să faci 3-4 linii de mijloc. Era Iordănescu, Dumitru la Steaua, era Radu Nunvailer și cu Costov și cu Agustin la Dinamo,
era Beldeanu și cu la Craiova cu Donoase, deci erau foarte multe linii de mijloc foarte bune și era foarte greu să joci. Șansa mea a fost să numit domnul Covaci. Domnul Covaci a venit din Franța, unde am primit cu el preliminarele campionatului mondial pentru Argentina și după preliminarele campionatului european cu Spania, unde ne-a scos două Spania de la, și la campionatul mondial și de la campionatul european. A fost greu să intrați în lotul primei reprezentative, deci, în condițiile în care erau jucători de la Steaua, Dinamo, eventual Craiova? Deci era foarte greu, deci pe timpul meu jucam, când am prins să joc titular, deci era Crișan, Dumnezeu să odihnească, extremă dreaptă, era Bielon, era Târgu Mureș, după aia era mers la Steaua și cam atâta eram din provincie. Restul era numai Steaua și Dinamo. Dar mi-am făcut loc cu timpul și după am devenit titular. Dar un rol foarte important a avut domnul Covaci. V-a luat sub aripa sa? Deci da, dumnealui, am avut și o mică problemă când am jucat cu Iugoslavia la Zagreb și am bătut 2-0. Deci eu am jucat titular, am închis foarte bine pe era Giaeș, încă un jucător foarte bun la ei. Susici, care ne-a dat 3 goluri la București când ne-a bătut 6-4 și în retur s-a schimbat un pic sistemul, că era sistemul atunci cu Steaua și Dinamo, trebuia să joace ei și atunci a intrat Dumitru din nou. N-am mai închis bine în partea dreaptă, că eu mă înțelegeam foarte bine cu Cheran, eram doi jucători foarte, foarte puternici amândoi și atunci Aliță, fiind jucător de atac, faza de apărare a cam lăsat-o mai ușor și atunci Susici ne-a dat 4 goluri și am pierdut 6-4. După meciul ăla, dacă domnul Covaci intra în vestiar și spunea vă tai capul sau vă pedepsesc cumva, spunea taiele. Deci am avut niște condiții materiale fantastice și am avut joc cu mână. Am avut în secunda 4-5 gol, Vigu, și la pauză 3-2. Dar la pauză a mai venit cineva din conducerea federației, n-ai rost să mai dăm nume și că sunt oameni care erau alte timpuri. Au spus să mergem peste ei și ne-am dus peste ei și ne-am bătut 6-4 și ne-am scos la campionatul mondial din Argentina. Deci și atunci dictau alții peste antrenor? Da, da, sigur. Erau foarte... Deci erau oameni care... Mi se părea pe unde foarte, foarte normal, fiindcă au jucat în cupele europene, n-am jucat în cupele europene, lotul național erau jucători foarte mari, foarte mari și este normal, fiindcă atunci cele mai bune echipe din România era Steaua și Dinamo și plus Craiova, care mai e Volteni fiind uniți acolo cu domnul Ștefan Andrei, care îi ținea acolo, nu de el, la Dinamo și la Steaua, dar erau jucători foarte buni, foarte greu de pătruns. V-ați gândit vreodată cum ar fi arătat cariera dumneavoastră dacă ajungeați la Steaua sau Dinamo? Deci am avut posibilitatea să mă duc la Steaua și la Dinamo când am terminat facultatea. A venit și de la Dinamo domnul Petriceanu, care era arbitru și era președintele clubului, a venit și domnul Bujor Hărmăgean de la Steaua, fiindcă eram componenta echipei naționale, și a spus, n-ai rost să mai rămâi la Iași, dar eu aveam 27 de ani. Deci și n-am greșit că am ales că am rămas la Iași, fiindcă dacă la Steaua sau la Dinamo mergeai, după 2-3 ani de zile deveneai jucător în vârstă și trebuia te dădea la schimb undeva și venea un jucător mai tânăr din Cluj, de unde apărea un mijlocaș sau eu știu ce post aveau ei nevoie. Și atunci eu am spus, ce rost are, trebuie să fiu la Dinamo sau la Steaua la 21-20 de ani, unde se face carieră, că acolo luai un campionat, îți dădeau o stea, luai un cupă, îți mai dădeau o stea, dar eu aveam 27 de ani, ce puteam să fac? Și nici nu prea mi-a plăcut să fiu coleg, nu mi-a plăcut haina militară. Dar viața la Politehnica era frumoasă? Viața, deci la echipele studențești, viața era foarte frumoasă, eram foarte bun prieten cu sportul studențesc, cu băieții la Cluj, băieții la Timișoara, deci când ne întâlneam erau jocuri foarte frumoase. Deci scăpam de toate problemele și jucam fotbal adevărat. Cu Steaua și cu Dinamo era ceva special. Aveți un meci care să vă fi rămas în memorie la Politehnica? Deci am un meci, am foarte multe meciuri, fiindcă eram un jucător care polivalent, care făceam amândouă fațele, deci rezolvam cu Simionaș foarte multe probleme. Dar unul din cele mai frumoase jocuri care le-am jucat la Iași a fost meciul cu Steaua, când am câștigat 3-2, unde ne-a condus Steaua cu 1-0. Am egalat, ne-a condus 2-1, am egalat eu, am luat o acțiune de la 40 de metri, am dublat-o și am dat gol. Și după aia am făcut 3-2, deci un joc extraordinar. Dar în general, cu echipele din București, cu echipele bune,
stadionul era reprins și era o atmosferă extraordinar de frumos. Credeți că mai știe lumea de Mihai Romilă sau v-a uitat? Nu, deci mai merg până oraș, mai mult merg cu mașina, dacă merg pe jos am plăcerea să mă oprească oameni de vârsta a doua, a treia, mă oprește și mă întreabă, ce, chiar spune ce nu cumva sunteți Mihai Romilă, zic da, nicio problemă, dar mulți oameni mai îmi cere niște sfaturi, eu știu, mai sunt și puțin mai oameni care mai vreau și ajutoare, dar oriunde merg în Iași mă simt foarte bine. Ce vă mai doriți, domnule Romilă? Îmi doresc multă sănătate, cum vă doresc și vouă, și doresc tuturor oamenilor de fotbal din Iași și din România să o ducem mai bine.